Moise a zis poporului, aduceți-vă aminte de ziua aceasta, când ați ieșit din Egipt, din casa robiei, căci cu mâna puternică v-a scos Domnul de acolo, să nu mâncați pâine dospită. Să-ți aduci aminte înseamnă periodic, cu alte cuvinte. Cum? Generațiile de mai târziu nu aveau de unde să țină minte. Înțelegeți? Adică vorbim acum de părinții noștri în vechime până la Hristos. Generațiile de mai târziu nu aveau de unde să țină minte. Ele nu au fost parte la acele evenimente. Totuși, partea aceasta de istorie trebuia transmisă oral din generație în generație și ei trebuia să comemoreze, să se aducă aminte, să serbeze acea eliberare din istoria poporilor. Ziua aceea sau perioada aceea, adică când vedeți cuvântul acesta în ebraică, ziua aceea, el, din nou, este un cuvânt în care are ambele termene sau ambele înțelesuri. Ziua sau perioada sau timpul. În ebraică este același cuvânt, în traducere independență de context, se traduce independență de context. Acum, Dumnezeu spune, să-ți aduci aminte și să ții minte. Să-ți aduci aminte și să nu uiți. Ok? Ce caută Dumnezeu cu aceasta? Pentru ce? Așa porunci. Înainte când citeam pasajele acestea, mă gândeam, ei, asta nu e pentru noi, așa că e tot în regulă. Asta e pentru evrei. Eu zic despre mine acum. De aceea, nu prea ne-am dat interesul ca să descoperi ce spune Dumnezeu. Totuși, înțelegând acum că cuvântul lui Dumnezeu este veșnic, el nu vorbește în timp și în perioadă, el vorbește pentru totdeauna, numai că abordarea este diferită. Acum, ce vorbește Dumnezeu astăzi pentru noi aici? Ca copiii lui mereu să țină minte ce el, adică Dumnezeu, a făcut pentru noi și cine eu astăzi am ajuns să fiu. Ok? Din nou, vorbim, legăm acum simbolul. Să țin minte, Dumnezeu a intenționat ca copiii lui mereu să țină minte ce Dumnezeu a făcut pentru ei și cine ei au ajuns să fie. Ține minte când a ieșit, e scris, ține minte când a ieșit din Egipt, adică din casa robiei. Adăugarea aceasta nu este deloc simplă și nu este la întâmplare. Ține minte când a ieșit din Egipt, din casa robiei. Și unde Dumnezeu te-a adus? Ține minte starea de atunci, cu alte cuvinte. Cu toată povara păcatului. Acum și ne uităm puțin la ea. Doi, de ce Dumnezeu spune să facem aceasta? Ca copiii lui să fie într-un proces continuu de a scoate aluatul, înțelegeți? Într-un proces continuu de a scoate aluatul din noi și de a ne umplea, așa zis, cu azime, de a mânca azime. Să scoatem păcatul din inimă care se reflectă în relații unul cu altul și să întoarcem tot adevărul lui Dumnezeu în viața noastră. Cu alte cuvinte, Dumnezeu știe că adevărul nu va supraviețui în noi și noi avem nevoie de niște timpuri în care trebuie insistent, conștient, periodic, să întoarcem înapoi, să scoatem ce am lăsat să vină conștient sau inconștient și să scoatem afară și să aducem tot adevărul lui. Acum, ce să ținem minte? Corect? Țineți minte, cu alte cuvinte. Ținem minte că am ieșit din Egipt și din casa robiei. Mă, noi n-am fost acolo niciodată, de ce e probabil nu pentru noi. Haideți să ne uităm. Eliberarea noastră, să ținem minte, cu alte cuvinte, eliberarea noastră dintr-o robie cu două efecte. Ok? Și aceasta e tot simplu. Numai că încercăm să le mărunțim ca să fie mai ușor să le înțelegem. Eliberarea de vina păcatului. Și apropo, eu n-am zis spălarea de păcate. Nu este deloc la întâmplare. Eliberarea de vina păcatului. Achitarea vinei pentru păcatele practicate în relație unul cu altul și vina păcatului încălcării la toată voia lui Dumnezeu. Când în zilele acestea, sau mai ales în seara de Paște, eu mi-aduc aminte de fapta Domnului Iisus, care m-a eliberat de aceste două enorme lucruri. M-a eliberat de vina păcatului, adică practicând păcatul în relație unul cu altul, aceasta este o formă de păcat pe care noi o practicăm, și El, Dumnezeu, m-a eliberat de vina aceasta, ne mai ducem în unele detalii curând, și doi, ne-a eliberat de vina
păcatului, încălcării la toate voia lui Dumnezeu. Nu vă temiți la toată voia. Nu sunt cuvintele mele și eu nu mi-asum nicio responsabilitate acum, fiindcă aceasta este ce spune Dumnezeu. Acum, toată lumea este vinovată înaintea lui Dumnezeu din cauza păcatelor în relație unul cu altul și în relație cu Dumnezeu. Toată lumea. Toți care s-au născut vreodată pe acest pământ. Inclusiv și proroci. Toți, cu excepția Domnului Iisus. Toată lumea este vinovată înaintea lui Dumnezeu din cauza păcatelor practicate în relație unul cu altul și din cauza păcatelor practicate în relație cu Dumnezeu. Ca rezultat, să legeți, ca rezultat, sentința este moartea spirituală sau veșnic să fii izolat, despărțit de Dumnezeu și să rămâi în chinul care este, ne este greu astăzi să-l descoperim care el este. Înțelegeți? Din cauza încălcării, din cauza păcatului și vinii acestea, noi nu avem cum să plătim, cu alte cuvinte, și noi putem fi veșnic, izolați, despărțiți, depărtați de Dumnezeu. Omul nu are capacitatea, nici sursele necesare, ca să plătească această sentință. Numai că, din dragoste față de om, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să ia asupra Lui vina păcatelor și nelegiuirilor noastre. Iată de ce aceste cuvinte trebuie întotdeauna, practic, să fie împreună. Păcatele și nelegiuirile, fiindcă păcatele, multe ori se are în vedere anume cei ce practicăm noi împotriva unii altora și nelegiuirile, ceea că noi nu am ascultat de voia Lui. Acum, din dragoste pentru om, fiindcă aceasta este Dumnezeu, este dragoste, din dragoste pentru tine și pentru mine, El a trimis pe Fiul Său ca să El să ia, și El de bună voie a venit și a luat asupra Lui sentința, vina și plata care trebuia să o plătesc eu. Acum, ca rezultat, Domnul Iisus este un cuvânt foarte simplu. Domnul Iisus m-a achitat. Este un cuvânt juridic. Noi îl folosim. Imaginați-vă că noi am ajuns în țara noastră, mă refer la Moldova, am ajuns să încălcăm orice lege care este în țara aceasta. Și la urmă am fost prinși și ți-a citit toată sentința și ești vinovat cu moarte. Și este cineva pentru tine care să plătească această vină. Iată ce a făcut, iată ce s-a produs în Domnul Iisus. Asupra Lui era anume aceasta, vina păcatelor și nelegiuirilor omenirii întregi. Acum, cum eu să fac ca achitarea aceasta să fie valabilă pentru mine, nu? Până la urmă, fapt este fapt, faptul care s-a produs în istorie, dar cum să fac ca achitarea aceasta să fie valabilă pentru mine? Acum, prin credință în faptul Domnului Iisus, Dumnezeu, ca și când m-ar unge cu sângele Lui și mă eliberează de vina și de povara spirituală care se reflecte prin frica de veșnicie. Adică, El mă eliberează și de povara aceasta a vinii, fiindcă vina pe care noi o purtam era un simț spiritual în Duhul nostru. Acum, foarte important, Domnul Iisus aici face un mare confuz, eu l-am făcut, mulți ani am făcut confuzul acesta. Domnul Iisus nu m-a eliberat de păcatele cu poftele lor. Ok? Uite-te în oglindă acum la tine și trebuie să fii atent. Domnul Iisus nu m-a eliberat de păcatele cu poftele lor. El m-a eliberat de vina păcatelor și încălcării legii. El m-a eliberat de sentința. El m-a achitat de aceasta. El mi-a adus ce? Mi-a adus plata. El a plătit pentru mine. Acum, și doi, când m-a achitat. Când m-a achitat sau când s-a produs fapta aceasta, El m-a achitat. S-a mai produs ceva în momentul acela, Dumnezeu ne-a mai deschis ochii ca eu să văd, ochii Duhului meu, ca eu să văd tragedia și consecința acestor păcate.
Înțelegeți că eu, dacă Dumnezeu nu mi-ar fi deschis ochii măcar, ca eu să văd tragedia păcatelor și nelegiurilor mele, eu nici aceasta măcar n-avea să văd. El mi-a și deschis ochii atunci când eu am lăsat ca sângele Domnului Iisus să fiu spălat sau să se atingă de mine prin credință, atunci eu am fost, a Dumnezeu mi-a deschis și ochii spirituale ai mei ca eu să văd consecința acestor lucruri. Pe de altă parte, ca eu să văd și să recunosc adevărul lui Dumnezeu care trebuie să mă transforme, dacă îi dau voie, cu siguranță. Adevărul, cu alte cuvinte, care mă spală. Și aici folosim cuvântul spălare deja. Înțelegeți? Dacă este prima parte, am spus, este o achitare, a doilea este deja, eu am început să văd adevărul lui Dumnezeu, că până atunci pentru mine adevărul lui Dumnezeu era o prostie, mă iertați de expresie, acum când am început să văd, adevărul lui Dumnezeu a devenit o mâncare pe care vreau să o mănânc și eu dau voie ca să mă transforme în imaginea aceasta. Aici vine a doua parte de eliberare. Prima parte este de vina păcatului, a doua parte de eliberare, eliberarea din întunericul minciunii în care zace toată lumea. Eliberarea din întunericul minciunii în care zace toată lumea. Unde eram și eu în trecut, fiind amăgit de Satana, numai că el m-a dus acum la lumina lui. Cu alte cuvinte, am fost scoș din întuneric și adus la lumină. Am fost scoș ca să fiu adus. Ei, acum vreau să citesc cum explică aceasta și Apostolul Pavel. Că de aici sunt scoase ce am spus și mai sus. Și din, sigur, din adevărurile care le-am citit mai înainte. Apostolul Pavel la Efeseni spune în felul următor. Cu alte cuvinte, ce am spus până acum a fost mai mult un vocabular de al nostru astăzi. Acum ne întoarcem la vocabularul Apostolului Pavel. Și el zice în felul următor. Haideți să dăm drumul prin noi. Și voi erați morți. În ce? În nelegiuirile și în păcatele voastre. Acum, fiți, eu am cercetat greacă aici. Așa? Aici este exact așa cum este în greacă. Și voi erați morți în nelegiuirile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, fiți atenți, cum? Întunericul, da? Cum? Potrivit veacului lumei acesteia, după, amăgiți de cine? După căpetenie autorității văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fii neascultere. Ha, neascultare de ce? De Dumnezeu, desigur. Printre care și noi toți trăiam odinioară în pofte, din nou, păcatele firii noastre, păcatele care se produc, făcând voia firii și a gândurilor. Și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Înțelegeți? Eliberare, din nou. Vorbim de o eliberare. Vorbim să ne aducem aminte de ziua aceea, de timpurile acelea, care s-a produs o eliberare. O eliberare în ce? În două momente. Eliberarea de vina păcatului și eliberarea de întunericul, care nu mă dea voie să văd lumina lui Dumnezeu. Această menționare, din perioada de până la eliberare, adică ceea ce a spus Pavel până acum, este în perioada până când eu am ajuns să fiu eliberat. Versetele care le-am citit acum la Efeseni, ele sunt în perioada în care eu încă nu eram eliberat. Dar uitați-vă ce spune Pavel mai departe, când am ajuns să fiu deja eliberat. Dar Dumnezeu, întoarcem la Dumnezeu, fiind bogat în îndurare pentru dragostea lui mare cu care ne-a iubit, fiind morți, din nou, Pavel întotdeauna arată la noi cine eram noi și cine e Dumnezeu, fiind morți în nelegiuirile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. Cu alte cuvinte, credința pe care noi am pus-o și am crezut în fapta Domnului Iisus, eu am fost eliberat în două feluri, de vina păcatului și de vina nelegiuirilor mele. După eliberarea din Egipt, după Paște, da? După ce am fost în seara Paștelui, trebuie să vină și alt fel de viață. O viață a unui om liber, de robie din trecut, însă, făcându-mă de bunăvoie, rob lui Dumnezeu. Efeseni mai departe. Iată că îmi trebuie să fie viață. Cu alte cuvinte, am mâncat Paștele, după care eu mănânc azimile. Efeseni capitolul 4. Spun deci aceasta și mărturisesc în Domnul ca să nu mai umblați cum umblă neamurile în deșertăciunea minții lor, fiind întunecați în înțelegere,
înstrăinați de viața lui Dumnezeu prin neștiință care este în ei, prin împietrirea inimii lor. Cu alte cuvinte, neștiința care nu au ei este datorită că inima lor este împietrită. Dacă s-ar rămâia la inimă, Dumnezeu le-ar deschide inima. Versetul 22. Ca în ceea ce privește purtarea de mai înainte, iarăși, ne-am dezbrăcat, adică am fost robi cândva acolo, acum ne-am făcut de bunăvoie robi lui Dumnezeu și uitați-vă, spune Pavel, ca în ceea ce privește purtarea de mai înainte, v-ați dezbrăcat, da? Am fost robi acolo, v-ați dezbrăcat de omul vostru cel vechi, care se strică prin poftele înșelătoare și sunteți înnoiți în duhul minții voastre și v-ați îmbrăcat. Adică ne-am dezbrăcat de omul acela, ne-am îmbrăcat, am ieșit din robie aceea, am intrat de bunăvoie în robie lui Dumnezeu. Și v-ați îmbrăcat în omul cel nou, care este creat după Dumnezeu, în dreptate și în sfințenia adevărului. În sfințenia adevărului. Versetul 25-31, Pavel descrie mai departe starea celor eliberați. Ține minte, noi astăzi, trebuie să ținem minte că am fost eliberat, însă, un moment aici, așteptăm încă ziua eliberării. Efeseni 4:30. Noi am fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Am fost eliberați spiritual, dar în totalmente eliberarea totală se va produce atunci, oricând murim, oricând vine Domnul Iisus. De ce? Eliberarea sau ieșirea totală din Egiptul acesta se va produce când vine Domnul Iisus. Dar mai este o zi și atunci o așteptăm pe ea. Dar să ținem azimile, căci chiar în ziua sau în perioada aceea voi scoate oștile voastre din pământul Egiptului. Când citeam, nu prea înțelegeam. Stai puțin, aici Dumnezeu vorbește pentru toate generațiile. Dar vorbește la timpul viitorului. Și m-am uitat în multe traduceri și ebraica așa și spune. Multe traduceri chiar le citește la trecut, dar în ebraică este viitorul. Și este straniu, fiindcă un verset spune la viitor, un altul spune la trecut. Și parcă probabil unii îmi zice că este un confuz oricare. Nu este un confuz, fiindcă este un cuvânt și profetic. Cu alte cuvinte, eliberarea care trebuie să aibă loc, ea încă va avea loc. Dar eliberarea care a avut loc deja, ea a avut loc deja, despre care am vorbit și astăzi. De ce? Cu siguranță că este și un cuvânt profetic. Ziua eliberării finale nu este o zi simplă. Este o luptă spirituală în care implicat este personal Dumnezeu care se luptă pentru noi. Am fost eliberați din întunericul celui rău ca să fim aduși în lumina lui minunat. A fost o luptă și atunci, care noi n-am participat la ea, dar care Dumnezeu a făcut o lucrare enormă. De ce? Ce să faci dacă nu ai fost eliberat? Da? Eu nu știu dacă ești eliberat, așa că dau liber întrebarea aceasta. Ce să faci dacă nu ai fost eliberat? Înțelegeți? De Paște este eliberarea. În următoarea săptămână sau viață, așa cum corect spunea și Vitale, este un proces în care eu mă eliberez, scot aluatul și mănânc ce este adevărat. Trăiesc viața împărăției, cu alte cuvinte. Dar ce să faci dacă nu ai căpătat încă eliberarea aceasta? Sunt trei momente care sunt simple. Toți le cunosc. Primul rând, trebuie să te recunoști. Trebuie să te recunoști că ai încălcat orice voia lui Dumnezeu și ești vinovat și plata aceasta poate fi achitată numai cu moarte. Ești vinovat în totalmente și nu ai nici un motiv ca să fii îndreptățit. Nu ai niciunul. Niciunul. De ce nu poți? De ce trebuie să te recunoști? Dacă nu ajungi la recunoașterea că tu ești vinovat din cauza păcatelor și nelegiuirii, nu ai șansă să faci următorul pas. Nu vorbesc aici foarte îndrăzneț, dar pentru binele nostru. Dacă nu recunoști mai întâi păcătoșenia, înțelegeți că mulți vin la biserică, știți pentru ce? Că ei caută o liniște a sufletului, ei caută o părtășie, ei caută, mă rog, mai stai la masă, mai nu aibă frică că cineva să-i dea o palmă pe față, mai ei caută niște ajutor umanitar, diferit, știți cum e aici, între noi astăzi. Înțelegeți? De aceea, acum vorbim, n-avem idei despre cine. Dar asta este ideea. Dacă nu ai fost încă eliberat, se începe de la recunoaștere. Dacă crezi că, păi rog, ești tu un om rău, știi, dar nu chiar atât de rău, că sunt mulți mai rău decât tine, nu e așa? Dacă nu recunoști și nu ajungi la recunoaștere că tu ești într-atâta
mă ierți de cuvânt, degradat în felul păcatului și nelegiuirii, că ai încălcat orice voie a lui Dumnezeu, nu ai șansa de următorul pas. Și nu ai șansa de eliberare. De ce e aici? Este prima. Recunoaște mai întâi. Doi. Dacă tu ai recunoscut, cu siguranță că va fi pasul 2. Ce înseamnă pasul 2? Pocăința. Și să nu ne temem de acest cuvânt. Când eu spun, Doamne, iartă-mă, și nu zic, Doamne, iartă-mă cu zâmbet pe față. Înțelegeți? Dar Doamne, iartă-mă înseamnă cu un regret profund, conștient. Când zic, cu adevărat, Doamne, eu parcă mai glumesc eu cu aceasta, dar nu este chiar așa de simplu. Înțelegeți? Iartă-mă și următorul. Acceptare. Și vreau să zic că dacă primul pas, mult să-l accept. Al doilea pas, îl acceptă și el, dar poate mai puțin, dar tot mulți. Al treilea pas este cel mai complicat. Să accepți condițiile împărăției lui Dumnezeu. Să accepți ca Domnul Iisus să fie Domnul și Împăratul tău și indiferent cine și ce va fi în jur și ne va spune, iată, tu ce accepți. Și iată, aici este o provocare enorm de mare pentru noi astăzi, de aceea. Dacă ai fost eliberat, ok? Acolo au fost dacă nu ai fost eliberat. Acum, dacă ai fost totuși eliberat, și eu cred că majoritatea de noi am fost robi, dar am fost eliberați și ne-am făcut robi de bunăvoie lui Dumnezeu, haideți, știi ce să facem acum? Să nu ne mai întoarcem în robii. Simplu. Ceea ce facem noi de multe ori. Știți în care robie? Robia poftelor, încăpățânării, neascultării, lipsei de cuvânt și orice alte fel de genul acesta. Dacă am fost eliberați printr-o putere supranaturală, care este puterea lui Dumnezeu, și dacă am conștientizat eliberarea aceasta, care a avut loc, și dacă a avut loc, că dacă nu, trebuie să încep de la pasul 1, atunci hai să nu ne mai întoarcem mai mult în robie. Fiindcă robia din Egipt este împotriva voinței noastre. Robia lui Dumnezeu este o robie binevolă. Eu singur mă dau ca să fiu în ascultare lui. De ce? Să avem un timp și acum. Haideți, de fapt, haideți să mai sumarizăm o dată și cu aceasta închei, că deja am încheiat deja, dar vreau să fac o sumarizare. Astăzi am vorbit să ne aducem aminte de ziua aceea. Ziua aceea când am fost eliberați și scoși din Egipt, din casa robiei. Apropo, dacă încă nu te-ai rugat și dacă vrei să vii serios, să ai capiți eliberarea aceasta, poți să o faci singur, dar dacă nu ai îndrăzneala, vino și vorbim și ne rugăm împreună. Dar dacă ai fost eliberat, și acum mă rog pentru, sau ne gândim la noi, haideți să ne rugăm, știți, una. Doamne, dacă cumva m-am întors în Egipt, știa sigur că tare mulți de noi ne-am mai întors în Egipt. Dacă m-am întors în Egipt, te rog, ajută-mă să conștientizez și să ies și să mă fac rob de bunăvoie și să trăiesc în robia aceasta care este frumoasă. Sună urât, într-un fel parcă, da? Dar ea este bună, plăcută și desăvârșită. Deci, rugându-ne, fiecare ne cunoaștem pe noi, dar să-i mulțumim lui Dumnezeu că eliberarea aceasta, scoaterea de acolo, a fost cu mâna supranaturală, nu de putere noastră. Dar și menținerea noastră aici este, dacă ne dăm de bunăvoie, noi vom rămâne în felul acesta. Haideți să ne rugăm. Doamne Tată, mulțumim din toată inima pentru dragostea Ta cea mare pe care ai avut-o și o ai față de om. Doamne, este greu de explicat dragostea aceasta, fiindcă atunci când noi eram absolut departe, în păcatele noastre și în nelegiuirile noastre, Tu ai găsit cu cale să trimiți pe Fiul Tău ca să plătească vina mea, știind că eu mă voi naște peste 2000 de ani de la evenimentele acelea. Dar Tu deja știai că și în timpurile mele și eu voi devia și mă voi depărta departe de Tine. Deci, Doamne, îți mulțumesc din toată inima, fiindcă aceasta a fost numai lucrarea Ta, numai meritul Tău, totul este numai al Tău și toată slava și gloria este numai a Ta aici, nu avem niciun merit, nu am niciun merit. Și foarte mult îți mulțumesc. Și vreau, Doamne, ca să mă ajut și să ne ajut pe noi împreună.
să ținem minte, sau să ne aducem aminte, perioada în care eram în casa robiei, toți am fost acolo. Poate unii mai suntem chiar acolo, dar precis că toți am fost acolo. Să ținem minte și liberarea aceasta a costat enorm de mult. Nimeni de noi nu este în stare și nu a fost în stare și nu va fi în stare să plătească această vină. Și mulțumesc, Doamne, că Tu ne-ai achitat înaintea lui Dumnezeu și acum, prin credință în Tine, în fapta pe care Tu ai făcut-o, în jertfa Ta, în sângele pe care ai vărsat și trupul care a fost frânt, eu sunt achitat înaintea lui Dumnezeu și de bună voie, Doamne, astăzi mă fac rob ca să trăiesc în ascultare de Tine, ca să-Ți împlinesc voia Ta, să Te laud în fiecare zi și aștept cu nerăbdare eliberarea totală pe care Tu ai promis-o la toți cei care Te iubesc și așteaptă vinerea Ta. Fii, Doamne, binecuvântat, fiindcă și cu sărbătorile acestea nici nu ne-am închipuit și imaginat câte lucruri ne vei descoperi. Ce frumos Tu ai lăsat pentru poporul Tău. Ajută-ne să ne întoarcem la tot adevărul Tău.